Bună ziua, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi avem alt invitat special și anume pe doamna Monica Davidescu, o actriță foarte iubită de publicul român. Bună, Monica! Hei, salut, bine te-am găsit, Gabi, ce faci? Ce să fac? Bine, încerc să lucrez cum pot în condițiile acestea noi la care trebuie să ne adaptăm. Dumneavoastră ce faceți? Tu ce faci? Ah, tu. Iar mă iei cu dumneavoastră. Hai să le povestim prietenilor noștri care te văd, că noi ne cunoaștem de 2 ani, de când lucrăm împreună în același spectacol la Teatrul Dramaturgilor, Călătoarea și Shakespeare. Și de atunci ne-am împrietenit. Gabi este cel mai drăguț om cu putință, hai că dau din casă către prietenii tăi. Toată lumea un pic mai în vârstă decât el e dumneavoastră, ce faceți, e să mă ridic, să nu știu ce. Este extrem de elegant, un gentleman din ăsta care e mai greu de găsit în zilele noastre. Și se obișnuiește să spună tu. Mulțumesc mult, Monica, pentru vorbele frumoase, dar acest interviu până la urmă nu este despre mine, ci despre tine. Ai dreptate, nu trebuie să te laud în fața celor care te ascultă pe tine. Ai dreptate, bine, nu mai fac. Spune-mi, te rog, cum a fost această perioadă pentru tine? Știi, la începutul lui martie, pe nou am luat un moț acasă la mine, mă rog, am rupt turta unei finuțe. Și am mai avut câțiva invitații aici acasă, fiind 9 martie, fiind și mucenicii, eu de obicei fac mucenici, toate bune și frumoase. Ei, dar după 9 au început toate restricțiile, deja pe 14 martie ar fi trebuit să am un botez la Manulat, pe care l-am făcut săptămâna trecută, pe 23 mai, dar foarte restrâns, adică doar câțiva oameni în biserică. Și a fost unul dintre evenimentele foarte plăcute pentru mine, pentru că a fost intim, a fost fără oboseală, fără stres și ne-am simțit foarte bine cu toții. Ce am făcut în perioada asta? Imediat în săptămâna aia, cum toată lumea era disperată, că ne-au căzut toate proiectele, că nu se mai joacă nimic, că aveam 9 turnee în țară, 9 spectacole, 9 orașe diferite cu spectacolul Eu te cred, dar tu mă minți. Aveam premiera de la Divorțul Anului, tot așa, și aveam programate vreo 4 spectacole, atât în București cât și în țară. Aveam multe spectacole la Teatrul Național, la Teatrul Dramaturgilor, știi și tu, da, și da, toate da. S-au anulat. Ce ne facem noi când nu mai avem activitate? Ne găsim activitate. Ne facem de lucru. Da, m-a sunat o prietenă într-o seară și m-a întrebat ce faci, Monica. Zic, ce să fac și eu, uite, citesc cu Dora o cărticică. Ne citim așa pe roluri. Și zice, păi de ce citești doar cu Dora? Citește-le și tu celorlalți copii, că poate nu toți părinții mai au nervi să le citească. Și zic, da, ai dreptate, hai să fac un live în fiecare seară. Și am ajuns la 61 de episoade în fiecare seară, începând din 16 martie, chiar dacă am trecut și printr-un Paște, și prin sâmbete și duminici, în fiecare seară, de la 8 inițial, apoi de la 8 și jumătate, când s-a schimbat ora, am intrat live pe pagina mea și am citit copiilor. Acum, pentru că s-au relaxat toate lucrurile, iar părinții și-au găsit și alte activități cu copiii, mai ales ies în parc seara, am limitat întâlnirile noastre la o dată pe săptămână, ca să nu-mi pierd prietenii pe care i-am câștigat în tot acest timp și cu care, de altfel, am legat așa o relație la distanță. Dar mi-e dor de ei. Da. Mi-e dor când deschid mail-ul, zic, hai că e Daria care îmi spune bună seara, ce faceți? Sau e Andreea, sau e Zaira, sau e Ianis. Că sunt copii care au intrat chiar în fiecare seară. Felicitări pentru tot ce ai făcut și să știi că și eu alături de copiii mei am stat și te-am urmărit. Cred că la un moment dat te-am văzut, nu pot întotdeauna să urmăresc toate comentariile, mă uit după aceea seara târziu pe comentarii, sunt și multe și am văzut la un moment dat că ai intrat, cred că ne-am și salutat într-una dintre seri, dar n-am putut să te salut în fiecare seară, că știu că ai intrat mai des. Ce vreau să te întreb, cu ce crezi că vom rămâne după această perioadă?
personal, că nu știu, nu știu să vorbesc în numele celorlalți, cred că rămân cu gândul la o perioadă de regăsire, o perioadă de timp de calitate pentru familie, pentru că am petrecut în familie toată această perioadă. Chiar dacă Dorei a fost poate puțin mai greu să se acomodeze fără colegi, fără școală, am reușit să facem în așa fel încât să treacă ziua foarte repede, nu știam când s-a făcut dimineață și când e deja seară, să urmărim împreună un film sau să mai citim ceva sau să ne jucăm de-a baba oarba prin casă. Am reușit să facem un videoclip în pandemie, cred că ai văzut și tu videoclipul lui Aurelian Temișan, da. La E groasă treaba. Felicitări! Da, am rugat prieteni. Mulțumim! El a rugat pe mai multe grupuri de prieteni. Care vrei, filmează-te puțin pe piesa mea și vedem ce o ieși. Să pun în fiecare zi așa câte un story, se gândea el. Și când a văzut că filmările sunt foarte bune și că pot fi grupate, atunci Mihai Alexandru a stat, compozitorul piesei, a stat cred că vreo 2 săptămâni în studio și a reușit să mixeze toate imaginile și a ieșit un videoclip foarte frumos, antrenant, lumea se uită. Plus că am mai făcut încă o piesă în timpul ăsta și am tot ascultat zecile de variante, că știi cum e, un compozitor pornește să facă piesa. Mihai Alexandru a făcut piesa și apoi au început. Înregistrează, nu înregistrează și am ascultat în fiecare zi împreună să vedem ce mai trebuie, ce mai scoatem, ce mai... A trecut timpul foarte repede. Am înregistrat de asemenea și tot timpul era când el era la înregistrare, când eram eu la citit, când venea Dora cu câte ceva. Deci nu știam cum trece timpul. Și am mai înregistrat, dacă te uiți pe paginile lui și Oameni sau Copacul, și Cine oare, într-o formulă de jazz. Acum pregătește concertul online de ziua lui. Deci suntem ocupați cumva cu treburile artistice, chiar dacă n-am mai putut să ne întâlnim cu publicul nostru. Foarte bine. Până la urmă trebuie să rămânem ocupați cu ceea ce ne place și să perseverăm și să acumulăm și o experiență pe care nu știam că vom fi obligați cumva să ne descurcăm cu atâta tehnică, cu microfoane, cu producție, montaj. Da. Practic am învățat. Cel mai bun profesor este nevoia. Nevoia te învață. Uite, am aici lângă mine microfonul. Am înregistrat pentru editura Litera foarte multe videobook-uri pentru copilași mici care învață să citească de la 3-4 ani. Vor fi ca karaoke, știi? Fiecare desen animat cumva, fiecare carte e ca și când ai răsfoi-o, numai că fiecare cuvânt capătă culoare pe moment ce îl citești. Și atunci copilașii citesc odată cu povestitorul și învață să citească. Urmează să intre în editura Litera toate aceste filmulețe. Deja lucrăm la ele, le citim, le refacem, iar le citim, iar le refacem. Adaptăm imaginile, nici eu n-am crezut că am să pot să mă descurc și cu microfonul și cu laptopul în același timp, să tai. Inițial nu știam să tai și am lăsat totul pe seama editorului și mă gândeam săracu de el, cât volum de muncă, cât trebuie să asculte, să taie, să pună pauze, să curețe. Dar după aceea am învățat și eu măcar să tai și după aceea el le așează așa cum trebuie în pagină. Pe această cale vreau să fac și o invitație oficială pentru domnul Temișan, când o avea timp. Da? Poate va veni și el în cadrul rubricii Întrebarea Zilei. Dar îl pun să urmească și îți dau răspunsul pe SMS. Sigur că da, sigur. Monica, ce vreau să te întreb? Ai un obicei, un tabiet pe care îl faci în fiecare dimineață și fără de care, să zicem, ziua nu ar începe așa cum ar trebui dacă nu l-ai face? Tabieturile? Igiena zilnică, asta nu intră în tabieturi. Dar nu, să știi că e cafeaua. Cafeaua.
dacă nu reușesc să-mi beau cafeaua, și nu beau întotdeauna o cafea tare sau să zic, mamă, e neapărat, dar e nevoie de acea cană de cafea care te însoțește în treburile matinale. Și fie că pregătesc micul dejun pentru Dora, fie că mă spăl o vasă ca toată lumea, știi cum e, sau că fac ordine la bucătărie, e cafeaua lângă mine și atunci mai iau câte o gură de cafea în prima oră a zilei, mai ales acum cât am stat acasă și n-a trebuit să plec repede nicăieri. Cafeaua a fost într-adevăr una din însoțitoarele permanente. Un aliat. Dimineața, în primul. Ai un proverb sau un motto care a devenit poate ca o filozofie de viață? Nu, dar mă inspir din ele. Spre exemplu, cineva mă întreba la un moment dat care este idolul meu. De ce am făcut actorie și pe cine încerc eu să ajung din urmă sau să copiez? Sau... Și am stat să mă gândesc, zic, măi, am avut șansa în viața asta să lucrez chiar cu mari actori ai acestei țări, să stau lângă ei, să-i văd la masă, să merg în turnee. Și zic, de ce oare nu mi-am făcut eu un idol? Pentru că eu nu cred în idoli. Oamenii, bineînțeles, sunt toată viața învață, toată viața se perfecționează, sunt supuși greșelii și atunci tot om rămâne. Însă, de fiecare dată când am văzut un film sau am urmărit o piesă de teatru sau am ascultat un concert, mi-a plăcut de cineva la un moment dat. Pe o perioadă scurtă. Da. Și am învățat de la acel ceva și așa nuri și așa dauri. Știi? Și atunci... Eu am chestia asta, asumă-ți ceea ce faci și fă tot înspre binele tău și al celor din jur cu responsabilitate și mi-am zis, domnule, tot ceea ce văd la ceilalți trebuie să trec prin sita mea. Iar eu am o sită destul de deasă și trece doar ceea ce cred eu că este bun, că pot să fac, că pot să transform și să duc mai departe. Uite cum mi se schimbă mie ordinea întrebărilor și mă bucură, pentru că devine proaspăt. Care este filmul sau piesa de teatru la care ai râs cel mai mult? La care am râs cel mai mult? Să știi că am văzut în ultima vreme multe filme drăguțe. Uite, și aseară am revăzut unul cu... Vai, cum se cheamă filmul pe care l-am văzut aseară cu Ryan Gosling și... am râs foarte mult la filmul ăla. Am mai râs la un film de acțiune foarte tare, la cel cu Samuel L. Jackson și Ryan Reynolds, Asasinul Bodyguardului, cred. Avea foarte multe subtexte care erau așa greu de prins, dar le prindeai și erau foarte bune. Mai văzut un film bun cu Mel Gibson care tot așa avea multe subtexte și n-aveai cum să nu râzi. Dar ca piesă de teatru, măi, eu mă amuzam foarte tare la piesa care a și fost dată acum la Teatru Național, Take Yankee și Kadir. Pentru că eu stăteam în rolul Arlechin, rolul meu n-avea o întindere așa de mare în economia piesei, dar intram în scenă, îmi spuneam replicile, eu eram cu partea de dramă mai mult și ieșeam din scenă, dar rămâneam acolo la cortină, la buza scenei, la Arlechin și urmăream din spate jocul actorilor. Și râdeam odată cu spectatorii, știi că la acest spectacol chiar s-a prăpădit un om de râs, la propriu, în sală. Serios? N-am știut. A fost, era cineva puțin mai în vârstă și chiar o cunoștință a domnului Beligan, care a venit dintr-o altă țară, s-a instalat bine confortabil în fotoliu de teatru, s-a bucurat atât de tare, dar cred că erau și oboseli acumulate, că spre sfârșitul piesei i s-a făcut rău,
Un medic a sărit imediat și l-a scos, dar ambulanța l-a luat înainte de a se termina piesa, însă săracul de el n-a mai reușit să revină. Știi că este... În sala de teatru, practic. Este acea zicere care spune: actorule, în seara asta să joci ca și cum cineva ar fi pentru prima oară la teatru și trebuie să-l faci să se îndrăgostească, sau cineva ar fi pentru ultima oară la teatru. Da. Trebuie să... Deci am plăcut asta cu cineva ultima oară la teatru. Hey, să sperăm că totuși, na, dacă există acea lume de după, a murit de râs și... A murit fericit, da. Vreau să te întreb dacă a fost pentru tine vreun moment de click, să zicem că a fost momentul în care tu ai conștientizat că ceea ce faci, faci bine și că ești făcută pentru meseria aceasta. Te referi în general, nu la perioada în care am stat acasă, nu? În general, da. Măi, a fost ceva ce nu mi-am explicat, pentru că din familia mea nu a fost cineva care să fi dat la teatru sau care să fi dorit acest lucru. Doar mi-am zis că eu vreau să fac parte din această lume. Nu știam cum, nu știam când. Chiar ieri am pus pe Facebook, apropo de asta, una dintre primele mele apariții la televiziune în trupa de dans Platinium. Am venit la București, am intrat într-un grup de figurație la televiziune. Acolo m-a cunoscut Brândușa Novac și m-a invitat să intru la ea în trupă pentru că aveam veleități de dans. Și am zis, da, bine, gata, intru. Și am intrat după 6 luni de pregătire foarte asiduă, intensă chiar, și am început să intru în coreografiile pe care le făceam și să fac diverse coreografii, fie la cântăreții care aveau câte o piesă la televiziune. Știi și tu cum erau emisiunile dinainte ale lui Titus Munteanu, da, sau Ana, da, da, Bogdan, sau toate, pe la TVR erau toate în general. Și am început să fac parte din trupa de dans și însă acolo mi-am dat seama că vreau să mă exprim cumva altfel, că știu că fac bine, că în momentul în care apar pe scenă pot să fac ceva mai bine decât aș face stând în spate, știi? Și mi-am zis, hai să dau la teatru, dar mi-era un pic teamă faptul că nu aveam cum să mă întrețin, că trebuia să muncesc ziua, eu lucram la un birou ca secretară, era foarte dificil să renunț la slujba mea, seara după ora 4 aveam repetiții câte 5-6 ore și apoi mergeam în trupa de dans care pe vremea aceea, între 91-2000, toate programele de divertisment se găseau în baruri și restaurante. Toate barurile, toate restaurantele care se respectau aveau o mică scenuță unde se cânta, se dansa și se făceau momente comice. Și mi-am zis că vreau să fac puțin mai mult. La un moment dat, unul dintre aceste programe a avut nevoie de o prezentatoare în limba italiană și am zis, eu sunt, n-am nicio problemă. Și am trecut de la dans la prezentare și după aceea am dat la teatru când m-am simțit pregătită, când simțeam că pot renunța la slujba de birou ca să pot să merg, să mă întrețin. Și asta s-a întâmplat la 4 ani după ce am terminat facultatea. De-aia le spun tuturor celor care vor să dea la teatru și cred că la 18 ani ei cunosc lumea și că au o experiență vastă și că știu cu ce se mănâncă. Nu e așa. Ai nevoie de puțin timp să cauți experiență, să înțelegi, să te înțelegi pe tine, să treci puțin prin niște greutăți ca să poți să înțelegi ce e cu viața asta în teatru. Iar când am dat în 94 la teatru, am luat din prima, eu am crezut că nu iau din prima la stat și m-am dus și la Hiperion. Domnul Joe Saizescu voia neapărat să rămân la dumnealui, dar când a aflat că am luat și la facultate și am spus, de fapt și de drept, eu am dat aici așa ca o a doua opțiune, chiar dacă era primul examen, pentru că eu n-am bani să plătesc
plătesc facultate particulară, abia mă întrețin, plătesc o chirie, sunt, mă susțin singură, nu am bani de la părinți sau din altă parte, și atunci a fost așa mai mult un examen pentru mine. No, du-te acolo, dacă ai luat la stat, du-te acolo. Și m-a și sfătuit, zice, fii atentă, ce te sfătuiesc eu? Să înveți bine, să te duci la toate teoreticele ca să le iei și bursă, pentru că așa se face. Într-adevăr, am învățat, am citit, am fost și la toate teoreticele și am luat bursă întreaga facultate. Monica, cum răspunzi tu micilor meschinării sau invidiei atunci când te întâlnești cu ele? M-am întâlnit de mai multe ori și asta m-a făcut să-mi cam pierd încrederea în oameni. Ceea ce nu e neapărat bine, pentru că avem nevoie unii de ceilalți, dar mă doare că le văd. Mă doare că le simt foarte tare, că mă răscolesc toate aceste invidii, mai ales că unii le fac așa pe față, dar prefer să le ignor și nu este bine. Le-am ignorat, am tăcut și mi s-a întâmplat nu odată să fiu călcat în picioare sau să fiu luat, lasă că aia e, na, nicio problemă, putem să o călcăm în picioare liniștit. Și de multe ori mi-am văzut chiar produsul muncii mele asumat de altcineva doar pentru că eu am tăcut și am ignorat invidiile, răutățile și toate meschinăriile care, din nefericire, se întâlnesc în teatru. Nu știu dacă mi-am învățat lecția și dacă de mâine sau de ieri, nu știu, o să zic, nu mai mă fac ca în Zdreanță, știi? S-a făcut a dracului. mă fac rea și apelez și eu la meschinării sau le spun în față. De fiecare dată când am spus cuiva ceea ce am gândit în față, am reușit să îi îndepărtez pe acei oameni. De multe ori a fost bine, pentru că i-am îndepărtat înspre binele meu. Da. Dar nu știu cum să procedez, adică nu, n-aș da eu cel mai bun sfat în privința asta. Însă m-am lovit, mi-am luat-o, am suferit pentru că am crezut în oameni și prieteni pe care i-am avut 15 ani sau 10 sau 8 ani sau de dat așa la niște lucruri neplăcute. Și când i-am spus, uite, eu văd chestia asta la tine, în loc să zică, nici nu mă așteptam să recunoască, știi? Dar să zică, măcar mă gândesc la ceea ce vezi, ca să știu dacă ești nebună sau nu. Nu, că își asumă toate meritele muncii mele și cu asta basta, du-te de aici. Ok, eu mă duc că știu să o iau de la capăt, am luat-o de atâtea ori de la capăt, încât mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. Hai să schimbăm puțin tonul discuției și aș vrea să ne lepedăm de aceste mici meschinării și de invidie și aș vrea să-mi spui care este gustul, mirosul sau sentimentul care te teleportează în copilărie. Visele. Deci gust, miros, nu prea. Da, am o singură chestie apropo de gust-miros. Sora mea mică, Adina, reușește să facă tocănița de legume la fel cum o făcea bunica pentru noi în copilărie. Și am zic, bă, dar cum reușești? Cum reușești? Că și eu fac aceeași metodă cum mi-a învățat bunica. Bă, dar la tine are fix gustul bunicii. Și până la urmă, e adevărat că nu mai sunt aceleași ingrediente. Dar Nu-mi dau seama. Și atunci mănânc tocănița de copilărie la sora mea acasă. Până la urmă și bucătăria este o artă, nu? Și contează foarte mult. Da, e o artă. Asta apropo de gust și miros. Dar visele mă duc întotdeauna în copilărie. Eu visez întotdeauna, mă visez în curtea copilăriei mele. În casa copilăriei. Cu toate că au trecut 30 de ani, de când 29 de ani, de când am plecat de acasă, de când stau în București, am schimbat mai multe locuințe. Nu știu de ce toate visele mele sunt în continuare în curtea copilăriei, la poarta copilăriei, în casa copilăriei. Dar oamenii sunt cei de azi.
E foarte frumos ce spui și până la urmă, din câte am înțeles, noi oamenii rămânem blocați într-o perioadă a vârstei din copilărie, nu știm care exact și probabil că asta s-a întâmplat, eu știu, nu știu, zic și eu o părere. Dar e frumos pentru că în vis trăim totul la aceeași intensitate cu care le trăim în viața de zi cu zi și cred că îți face bucurie să revezi casa copilăriei. Da, da, cu atât mai mult cu cât ea nu mai există, pentru că după ce tata n-a mai fost, n-a mai avut cine să meargă acolo și atunci am hotărât să o vindem, au luat-o niște prieteni, niște cunoștințe care ne așteaptă întotdeauna acolo, dar evident casa fiind prea veche au refăcut-o și nu mai are același farmec. Mă duc, găsesc pomii, găsesc, parcă sunt aceleași fire de iarbă. Sunt vecinii, sunt cireșii, sunt merii, sunt... Da, numai același lucru. Știu ce zici. Sunt sigur că îți oferi mici plăceri, bucurii și aș dori să îmi spui care este ultimul cadou pe care ți l-ai oferit. Să fie pentru tine. Pentru mine? Doar pentru tine. Aici m-ai prins rău de tot. Știi de ce m-ai prins? Pentru că la mine ordinea este un pic inversă. Dacă eu găsesc ceva frumos pentru mine, mă gândesc să zic o banalitate, da? Să zicem o banalitate. Mai întâi zic, da, dar dacă eu îmi iau ceva frumos pentru mine, nu trebuie mai întâi să iau lui fime. A, da, stai să iau ceva și lui bărbatul meu. Nu pot să-mi iau numai pentru mine. Eu sunt cumva numărul 3 în această ecuație. Și mi se pare ok, se pare firesc. Dar care e ultima mea? Știu, cu toții avem tendința asta. Întâi să-i punem pe ceilalți, cel puțin pe cei din familie, înaintea noastră și noi să rămânem ultimii. De aceea te întreb, când te-ai abătut ultima oară de la această regulă și să zici, nu nenică, ăsta îl iau, ăsta îl vreau eu și îl iau pentru mine. Și... nu mi-aduc aminte. Trebuia să-mi dai întrebările, mă gândeam. Acum nu dau seama. Nu trebuia să-ți dau întrebările, ci ar trebui să-ți pui tu semne de întrebare, poate de ce uneori nu te gândești și la tine. Eu știu. Da. Nu, stai că m-am gândit zilele trecute, m-am gândit la mine, pentru că eu înregistrez pe un microfon pe care îl am de la editura Litera și un laptop pe care îl am de la editura Litera, pentru că eu nu am laptop. Asta e, mi se mai întâmplă. Și oricum sunt destul de atehnică, noroc cu Aurelian, că el a fost și cu urechea foarte atent să vadă cum ce înregistrez și cu toată partea de tehnică. Mă vede un pic pierdută în spate, zice ce, îți vine să te enervezi, iar nu știi pe ce buton să apeși. Și vine și mă salvează destul de repede din situațiile astea. Și zilele trecute i-am zis vreau... căutând un cadou pentru ziua lui, că ziua lui este pe 3 iunie și eu nu știu ce să-i fac cadou, trebuie să vă mărturisesc aici, habar n-am, dăm tu niște idei. Așa, îi zic, dar știu ce-mi fac mie cadou de ziua mea. Peste 2 luni, eu singură îmi fac cadou un laptop. Tu găsește-mi-l pe ăla care îmi trebuie mie, pentru înregistrat, pentru depozitat, pentru scris, pentru ce am eu nevoie. Și zice, bine, gata, mă gândesc. Deci iată că m-am pus înaintea celorlalți și am zis, peste 2 luni de ziua mea îmi fac cadou un laptop. Nu de alta, dar am nevoie să nu mai stau cu lucrurile împrumutate, cu lucrurile oamenilor. Da, 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 da. E mai bine, e mai bine. Când ai lucrul tău, e mult mai bine. Da. O plăcere deosebită să vorbesc cu tine, Monica. Vreau să te întreb... dacă ai o întrebare pentru cei care ne privesc. Da, am o întrebare care mă tot frământă de zilele trecute, ba chiar am mai adresat-o. Ce faceți voi pe 1 iunie cu copiii voștri? Asta vreau să știu. 1 iunie cu copiii voștri, ce faceți? E foarte important această zi în care copilul crede într-adevăr că este ziua lui, chiar dacă nu e ziua lui de naștere sau ziua lui de nume cu care s-a obișnuit. Este ziua lui pe care o sărbătorește cu alți copii și pentru mine, de când s-a născut Dora,
cea mai importantă chestiune pe care a trebuit să o fac în ziua aceasta a fost să petrec toată ziua cu copilul. Să-mi las deoparte lucrurile mele, să-mi las chiar uneori, am avut telefoane importante. Anul trecut mi-aduc aminte că am fost în parc în Iore cu ea o perioadă mai lungă, după care iarăși am făcut mai multe activități, iar în parc trebuia să răspund unor SMS-uri și unor telefoane presante care țineau de coordonarea unor programe și nu numai ale mele, ci și ale altora. Și eram atât de stresată, apropo de măsurările unora, că dacă nu răspunzi astăzi, te înlocuiesc. Că, băi, cum să mă înlocuiești în spectacolul în care eu te-am invitat, știi? Cum ar veni? N-am cum să-ți dau răspuns, că am și eu un angajator, adică trebuie mai întâi să pun înainte programul Teatrului Național. Îndată ce l-am, ți-l dau, nu mă mai stresa. Și am tot stat cu stresul ăsta și m-am învinovățit cumva la sfârșitul zilei, când oricum lucrurile s-au aranjat, că le așează Dumnezeu pe toate, nu le aranjăm noi, nu e nicio problemă, fiecare pasăre pe limba ei piere. Da, sau m-am stresat așa, zic, mi-am pierdut eu timpul meu de calitate pe care trebuia să-l petrec cu copilul și să râdem și să glumim și să ne alergăm și să ne udăm și să facem ce ne trece prin cap, cu stresul indus de alții total nemeritat. Deci ce faceți voi, dragi părinți, în ziua de 1 iunie cu copilașii voștri? Asta e întrebarea mea. Eu am văd aici răspuns. Așteptăm răspunsurile voastre, chiar cu interes, poate ne oferiți și nouă idei. Eu tot ce pot să vă spun e că deja am programare, l-a făcut tort. Deja au zis copiii, trebuie să facem tortul acela pe care îl facem noi. Bine, tati, îl facem, sigur că da. Da, gata, dimineața te trezești și faci tortul cu copilașii. Păi. Și la prânz faci în lumânări. Da. Eu i-am promis că o să mergem fie la munte, fie la mare, ne urcăm dimineața în mașină, mergem până acolo, mai ales că acum nu-ți mai trebuie declarație pentru transportul între localități. Mergem până acolo, stăm toată ziua, fie la munte, fie la mare. Dacă mergem la munte, ar însemna să trecem pe la sora mea, pe la Breaza, unde ea își dorește foarte mult. Numai că sora mea e cu casa în zugrăvire. Că a zis că dacă tot stă acasă, măcar să facă un lucru util pentru casă. Și parcă e mai greuț. Stăm așa într-o casă care se zugrăvește. Și atunci să vedem... Deci, cu siguranță ne urcăm dimineața în mașină și vedem unde, cum ajung. Încercăm să ne simțim bine, ne punem la pachet mâncare, că nu știm dacă găsim deschise vreo zonă de mâncare pe undeva și cu asta basta. Dacă găsim, mâncăm. Dacă nu, mâncăm la pachet și sandwich-uri. Facem picnic. Știi la ce mă gândesc? Da. Eu emisiunea aceasta vreau să o postez marți. O să o postez luni. Da. Am știut. Nu e nicio problemă. Asta este. Cu atât mai bine, ți-am zis, când se schimbă lucrurile, devin mai proaspete, așa că nu e nicio problemă. Exact. Și dacă tot o postez luni, atunci hai să le spun tuturor la mulți ani pentru ziua copilului. La mulți ani, dragi copii, indiferent ce vârste aveți. Da, toți cei care mai au o mamă și un tată, luni pe 1 iunie sărbătoresc ziua copilului, indiferent de ce vârstă au. Așa este. Vrei să mai transmiți ceva în încheiere celor ce ne urmăresc? Gabi, aș vrea să te invit la concertul lui Aurelian, pentru că aș vrea să fie acolo cât mai multă lume. E un concert online, deci nu trebuie decât să... intri pe pagina lui și să găsești toate informațiile. Așa. Vreau să invit pe spectatori la teatru în momentul în care teatrul se va deschide. Noi sperăm să începem să jucăm la Teatrul Național după data de 15 iunie în niște spații amenajate, spații aerisite, atât sus pe clădirea Teatrului Național, cât și în parcare, nu știu dacă ambele parcări, încercăm în următoarele două săptămâni să încearcă amenajarea unor spații cu păstrarea distanței fizice impuse.
Ce să zic, eu le doresc tuturor să fie sănătoși. Că am trecut prin toată perioada asta, slavă cerului, niciuna dintre cunoștințele mele nu mi-a spus că ar fi trecut printr-o îmbolnăvire. M-am bucurat de acest lucru și sper să fie sănătoși toți cei care ne privesc la tine pe pagină, la mine pe pagină și, în general, toți cei pe care îi cunoaștem. Uite, mi-a mai venit o idee. De fapt, până la urmă, nu îmi impune nimeni absolut nimic. Așa că, pot posta chiar duminică. Tu hotărăști. Important e să îi salutăm pe toți cei care se uită, că e duminică sau că e luni. Important e să fie toată lumea sănătoasă. Da, și le mulțumim pentru atenție. Voi fi prezent la concertul lui Aurelian, abia aștept să-l văd și abia aștept și concert. Deschiderea teatrului. Te filmez când dansezi un pic acolo, să ne trimiți după aceea. Bine, sigur că da. Ok, cu toată familia, la distracție. Cu toții, cu toți. Da. Te îmbrățișez mult, Monica, mulțumesc mult pentru interviu. Sper să ne vedem curând la Călătoarea și Shakespeare. Chiar dacă la Teatrul Dramaturgilor nu sunt posibilități de spațiu aerisit, adică spațiu afară, că sunt doar săli închise, dar niciodată nu se știe. Poate ne vedem. Cine știe când s-au ridicat și aceste restricții. Îmi cer scuze, s-ar putea să fi fost și niște probleme tehnice, s-ar putea să se mai fi blocat imaginea între timp, pe alocuri. N-a depins de noi internetul, poate nu ne-a ajutat, dar vă mulțumim oricum pentru atenție. Mulțumesc, Monica! Și eu te pup și salut pe toți urmăritorii tăi. Numai bine, mulțumim frumos!